Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem metalarea pentru perioada 1-14 ianuarie 2021. Să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Pești, 1-14 ianuarie 2021. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești în perioada 1-14 ianuarie 2021? Pești. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești în perioada 1-14 ianuarie 2021? Este o dorință de un nou început. Este o dorință de un nou început, în special pentru doamnele din Zodia Pești. Sau doamnele din Zodia Pești, veți avea un nou început. Încheiați un capitol cu cineva care poate fi tot pești ca și voi, berbec săgetător, și începeți un nou capitol cu altcineva. Ok. Din câte văd aici, mulți dintre voi sunteți într-o situație în care stagnați într-o casă în care nu sunteți fericiți. Vreți să schimbați locuința, vreți să schimbați mediul, vreți, vă grăbiți către fericire, vă grăbiți către libertate, ca să spun așa. Țineți ascunsă, ca să spun așa, o suferință și aveți o claritate în legătură cu soarele, puterea, un leu. Vreți să lăsați ceva în spate, dar sunteți destul de indeciși când vine vorba de celelalte opțiuni. Cineva aici se comportă, adică nu vrea să-și asume o relație serioasă, se comportă ca un cavaler de bâte, in and out. Adică tratează relațiile ca pe niște opțiuni. Și încearcă să ofere cereri de scuze sau ofertă de împăcare cuiva din leu, văd, berbec, săgetător. Dar mai există și o fecioară aici, exact ce spuneam. Cineva are o povară pentru că nu știe ce vrea. Cineva, nu că nu știe ce vrea, cineva aici se comportă ca și cum s-ar furișa pentru parte sexuală. Ok? Pentru parte financiară. Cineva dă false speranțe mai multor persoane, când vine vorba de dragoste, pentru parte financiară și sexuală. Comunicare neserioasă. Cineva din tot comportamentul ăsta va finaliza singur. Va pierde un loc de muncă. La situația și viceversa, vă rog. Va pierde un loc de muncă, va rămâne singur. Va pierde independența financiară. Cineva cât de mult va sta în starea asta și nu va ști ce vrea, va pierde oportunități foarte serioase sau o oportunitate foarte serioasă de a fi cu cineva. Aici va pierde un săgetător. Un săgetător se retrage, o fecioară se retrage, cineva din rac. Ok, cineva din pești se retrage. Este o chestiune și de parte de carieră, de muncă implicată. Cineva stă într-o căsnicie în care nu este fericit sau fericită. Se încheie acest capitol, se pleacă. Cineva se luptă. Okay. Cineva se luptă cumva să nu se schimbe, să fie acceptat așa cum este, dar un comportament deviant, un comportament deviat, deviant. Și asta provoacă momentul turn, pentru că universul spune nu poți să-ți bați joc de atâtea persoane, nu poți să rănești atâtea inimi, nu poți să faci atâtea victime. Există o karmă, iar acum pentru cineva de aici, că sunteți voi, că este cealaltă persoană, începe o plată karmică. Și anume, îi se dă înapoi tot ceea ce a oferit celorlalți. A oferit bine, va primi bine. A oferit rău, va primi rău. Pentru că aici cineva
are nevoie de momentul Saturn ca să se schimbe. Și momentul Saturn vine cu foarte multă durere, vine cu foarte multă suferință și foarte multe remușcări. De ce n-am ales persoana X? De ce n-am făcut lucrurile la momentul potrivit? Și asta va încheia acest capitol forțat, în care va fi foarte mult conflict, ok? Cu viciile, cu stilul de viață de străbălat, băutură, viață de noapte, gândire toxică, am propria mea judecată întunecată pe care nu mi-o poate schimba nimeni. Asta vine să încheie universul. Universul încheie asta tocmai pentru a face pe cineva aici, că sunteți voi sau este cealaltă persoană, să gândească limpede și curat. Ok. Și cineva aici își va da seama, după toată această transformare, pe cine iubește cu adevărat. Și cineva va da seama cu adevărat pe cine a rănit cu adevărat. Și că celelalte erau opțiuni doar. Se va aștepta o victorie cu cineva din trecut. Însă această persoană respinge împăcarea. O respinge tocmai pentru că în trecut a pierdut foarte mult timp și investiție în această relație și acum își dorește un nou început în altă parte. Bun, atât am avut și pentru voi. Eu vă pup și ne vedem la un nou video.